Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor, sunteți la Prima News. Începem ca de fiecare dată ediția și săptămâna cu titlurile orei. Titlurile orei 12 pentru început. Weekend agitat la granița de est a României, NATO condamnă încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia. Deși nu avem informații care să indice un atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților, aceste acte sunt iresponsabile și potențial periculoase, a scris pe rețeaua X de socializare Mircea Joană, secretarul general, postul secretar general adjunct demisionar al NATO. Început de săptămână cu emoții pentru milioane de elevi și pentru părinților, ca întotdeauna de la ceremonie nu au lipsit nici politicienii. Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni în discursul rostit la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Mihai Viteazul din capitală, că educația este temelia pe care se construiește viitorul unei națiuni, iar cadrele didactice sunt arhitecții acestui viitor. La rândul său, ministrul educației Lidia Deca transmite un mesaj împotriva violenței. Școala aparține comunității. Convingerea mea este că victoriile nu pot fi doar individuale și pentru o schimbare profundă și de durată, dialogul este cheia. Trebuie să fim uniți împotriva oricărei forme de agresiune, a afirmat ministrul, anunțând finalizarea formalităților pentru ca proiecte de 2,2 miliarde de euro pentru educație și formare profesională să poată fi realizate cu fonduri europene. Președintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a vorbit în discursul rostit la deschiderea anului școlar la un liceu din Sebeș, județul Alba, despre importanța evoluției sistemului de educație, arătând că școala nu trebuie să-i oblige pe elevi să memoreze informații, ci să le ofere un fundament pentru a reuși în viață. Balanța externă a României începe din nou să se dezechilibreze. Exporturile României au scăzut cu 0,9% în primele 7 luni, la 54,5 miliarde de euro, iar importurile au crescut cu 2,7%, la aproape 72,6 miliarde de euro, arată datele Institutului Național de Statistică. Investiții de zeci de milioane de lei în rețelele electrice în vestul țării. Compania Rețele Electrice Banat a lansat licitația pentru achiziția lucrărilor pentru modernizarea rețelelor de medie și joasă tensiune din județul Caraș-Severin. Valoarea totală a licitației este de aproximativ 70 de milioane lei, în timp ce valoarea proiectului se ridică la 74 milioane lei, dintre care aproape 58 milioane lei vor fi asigurați prin fondul pentru modernizare. Alertă NATO după acțiunile hackerilor ruși. Agenția de informații interne a Germaniei a avertizat în legătură cu un grup de hackeri al unei unități a serviciilor de informații militare ruse, GRU, afirmând că acestea au efectuat atacuri cibernetice împotriva țărilor NATO și a Uniunii Europene. Rămânem la conflictul declanșat de Moscova. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că în timpul unei întâlniri cu o delegație a Congresului SUA, pe care a avut-o în Italia, a discutat anumite detalii ale planului său de victorie pentru Ucraina. Planul său va fi prezentat integral în această lună președintelui Statelor Unite ale Americii Joe Biden, precum și candidaților prezidențial Donald Trump și Kamala Harris. Probleme pentru producătorii auto europeni, anunțate de un gigant din domeniu, industria auto din Europa s-ar putea confrunta cu amenzi de 15 miliarde de euro pentru emisiile de carbon din cauza încetinirii cererii de vehicule electrice, potrivit directorului general al Renault, Luca De Meo. Producătorii de automobile se confruntă cu ținte de CO2 ale Uniunii Europene mai dure în 2025, deoarece limita medie a emisiilor de la vânzările de vehicule noi va scădea la 94 de grame pe kilometru, de la 116 grame pe kilometru în 2024. Continuăm cu sport. Nou meci important pentru naționala condusă de Mircea Lucescu. Partida România-Lituania din runda a doua Nations League se joacă de la 21:45 și atenție, va fi transmisă în direct pe Prima TV. Și bineînțeles, puteți urmări și informa live video pe site-ul primasport.ro. Naționala României vine după debutul excelent în grupa a doua din Liga C a Națiunilor, a Nations League,
3-0 cu Kosovo în deplasare. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Astăzi, în sudul Banatului, va fi vânt cu viteze de 50-60 de km pe oră. Meteorologii anunță că mâine vor fi precipitații abundente în mai multe zone, fiind emis o atenționare cod galben. În sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei, precum și în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, vor fi averse însemnate cantitativ, mai ales prin acumulare. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM. Doamnelor, domnilor, discutăm în minutele următoare pe teme politice și pe strategiile partidelor pentru următoarele rânduri de alegeri, bineînțeles alegerile cu miză din acest an, scrutinul prezidențial, ambele tururi. Și ne întrebăm dacă anunțul care va urma din partea lui Mircea Joan, anunțul privind candidatura, va închide acest cerc al candidaturilor, dând astfel startul precampaniei și mai apoi campaniei electorale. O întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Ce strategii observați până în acest moment la partide pentru următoarele rânduri de alegeri? După o scurtă pauză, revenim la noi. Doamnelor, domnilor, am revenit în direct și l-avem alături de noi pentru începutul acestei ore pe Sebastian Zagman, realizator Insider Politic. Salutare, Sebi, mulțumesc că ai acceptat invitația. Salutare, Andrei. Asistăm la strategiile pe care și le fac partidele în marja alegerilor. În ultima săptămână s-a discutat foarte mult și în prim planul discuțiilor politice a fost Nicolae Ciucă cu lansarea cărții. O carte într-adevăr mult așteptată, o carte pe care a prezentat-o la Prima TV, la Cetate, în emisiunea lui Mircea Dinescu. Acum, dincolo de această carte, evident, este promovat foarte mult generalul Nicolae Ciucă și mai puțin omul sau politicianul Nicolae Ciucă. E, fără doar și poate, și o strategie de campanie din partea liberalilor, toți făcând front comun în spatele lui Nicolae Ciucă și a cărții sale. Crezi că e o strategie care poate fi câștigătoare? În primul rând, nu cred că e o carte mult așteptată, ci e o carte mult discutată, pentru că în România, în general, cărțile nu sunt mult așteptate. Mă uitam acum pe niște statistici și vedeam că aproape 90% dintre români nu deschid nicio carte în timpul unui an, în timpul celor 12 luni. Deci, cititul în România e nu doar la stadiu de hobby, nu e o... e o îndeletnicire zilnică, săptămânală, nici măcar lunară, e pur și simplu o excepție. Deci nu-ți poți construi o campanie electorală bazându-te pe o carte. Sigur, ăsta este un model american pe care l-au împrumutat și consultanții noștri, consultanții români sau consultanții străini care vin pe bani mulți să dea sfaturi. Unii dau și idei bune, alții idei mai puțin bune candidaților la alegerile prezidențiale din România. Și sigur, scopul unui cărți în această junglă politică este de a umaniza candidatul. Din nou, eu am o problemă și cu această idee de omul din politician sau politicianul umanizat printr-o carte, printr-un film, printr-un interviu și așa mai departe, pentru că dacă 4 ani de zile sau 10 ani de zile sau eu știu de când faci politică, n-ai stat printre oameni, nu empatizezi, nu știi să socializezi, e foarte greu ca dintr-o dată electoratul să descopere omul din tine răsfoind o carte sau dând click pe internet că volumul domnului Ciucă este disponibil și online. Deci cred eu că despre Nicolae Ciucă s-a vorbit mai mult din postura de poză pe acele panouri electorale cu care PNL
am pânzit țara. Nu cred eu că românii sunt atât de doritori să-l descopere pe președintele cum nu a fost doritor să-l descopere nici pe președintele Klaus Iohannis din celebrele sale cărți, nu vor fi doritori să-l descopere nici pe președintele PNL Nicolae Ciucă. Ba cred eu că nici măcar electoratul fidel al PNL nu va pune mâna pe această carte și sigur unii dintre ei fiind convinși că Nicolae Ciucă este cea mai bună soluție pentru cotroceni, alții având îndoieli, însă nu o carte schimbă percepția electorală sau percepția legată de votul la alegerile prezidențiale. Altfel, sigur, dacă ne uităm la tot contextul politic, Nicolae Ciucă a ales să-și lanseze această carte aproape de meleagurile în care s-a născut și în care a copilărit, la cetate, la Mircea Dinescu. Mircea Dinescu, sigur, din postura sa de scriitor, îi vine lejer lui Mircea Dinescu să prezinte alte cărți. Altfel, în primăvară, tot Mircea Dinescu i-a prezentat și cartea lui Mircea Joan, atunci când fostul deja adjunct al NATO și-a lansat cartea la Craiova. Un mediu obișnuit pentru o lansare de carte din acest punct de vedere. Însă nu cred eu că volumul scris de Nicolae Ciucă va conta decisiv în campania electorală. Bun, mă uitam tot așa săptămâna trecută, a fost demisia lui Mircea Joan de la NATO și ne așteptăm ca astăzi, mâine, în zilele următoare să-și anunțe candidatura, încheind practic acest cerc al candidaturilor. Crezi că odată cu anunțul lui Mircea Joan va fi și un soi de start așa pentru pre-campanie și mai apoi pentru campania electorală? Da, de fapt suntem în pre-campanie electorală și suntem chiar într-o campanie electorală mascată, însă odată cu alinierea la linia de start a lui Mircea Joană, vom avea tabloul complet. Îi vom avea pe toți competitorii plecând în această cursă pentru Palatul Cotroceni. Sigur, nu pleacă toți de pe aceeași linie. Nu e o cursă de olimpism. Nu suntem la atletism în care să le oferim măcar un start comun tuturor concurenților. Unii au anumite avantaje, alții au dezavantaje și așa mai departe. Spre exemplu, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au partide, au structuri puternice în țară, au foarte mulți primari, președinți de consilii județene, membre de partid care în deopște nu spun foarte multe întrebări, ci se îndreaptă cu ștampila de vot către liderul de partid, oricum s-ar numi acesta și orice performanțe ar avea el, politice sau profesionale. Deci vorbim despre un vot disciplinat care se va duce, sigur, în special către PSD, dar și PNL are structură, are o armată de partid foarte puternică în spate care își poate propulsa candidatul în finala prezidențială. Și apoi, din ceilalți candidați, vorbim de Mircea Joană, da, care vine de pe o funcție înaltă, de cea de la adjunct al NATO, un personaj cu o notorietate foarte mare, cu o carieră politică solidă în spate, care vorbește limbi străine, care este un bun orator, cel puțin în comparație cu contracandidații lui. Deci are și Mircea Joană aturile sale, deși sigur îi lipsesc cu oamenii din secțiile de vot care să fie atenți la numărătoarea voturilor, îi lipsește un partid puternic, îi lipsesc structurile din teritoriu, îi lipsește tot arsenalul politic, de fapt, pe care se bazează partide tradiționale PSD și PNL. Însă, tocmai această lipsă a arsenalului politic tradițional l-ar putea transforma Mircea Joană într-un candidat altfel, care să fie perceput de mase ca fiind un independent, care să rupă această cârdășie a partidelor mainstream, PSD și PNL vorbesc aici. La fel cum această idee ar putea plana și către Elena Lasconi, care vedem este peste scorul partidului obținut de USR la alegerile locale și europarlamentare. Sigur, nu e foarte greu acum să fii peste scorul USR din moment ce partidul a luat 9% la alegerile din 9 iunie, însă chiar și așa Elena Lasconi pe o campanie puternică și accesând anumite emoții din societate ar putea intra în finala prezidențială. Sigur, aici ar trebui să se alinieze absolut toate astrele politice în favoarea sa. Și ar mai fi aici George Simion, sigur, un candidat cu șanse teoretic la turul 2, însă care vedem este sfâșiat
de foștii săi aliați politici. Pe Diana Șoșoacă, chiar George Simion a promovat-o în Parlamentul României în 2020. Vedem între timp Diana Șoșoacă s-a rupt din aur, a candidat în nume propriu la alegerile europarlamentare și chiar a reușit să ajungă în Parlamentul European. Deci are aproape 500.000 de voturi, voturi care s-ar putea înmulți la alegerile prezidențiale, pentru că alegerile locale și europarlamentare au fost mai degrabă despre liste, despre partide, nu neapărat despre persoana ca atare. Ori prezidențialele, știm, sunt mult mai personalizate. Diana Șoșoacă, ca politician, ca femeie care se luptă cu sistemul, sigur, în mesajele sale politice, ar putea capta mult mai multe voturi pe persoană fizică. Și în al doilea rând îl mai avem și pe Cristian Terheș, care la fel George Simion a negociat, au bătut palma, i-a oferit aurul un loc, nu doar un loc eligibil la europarlamentare, ci l-au pus în fruntea listei. Să nu uităm, George Simion i-a oferit primul loc lui Cristian Terheș pentru Bruxelles, deși Cristian Terheș venea din această zonă foarte complicată politic. Sigur, el se revendică de la Partidul Național Tărănesc, din zona Ardealului, din zona Sălajului, din zona lui Iuliu Maniu și a lui Corneliu Coposu. Dar să nu uităm că același Cristian Terheș a candidat în 2019 pe listele PSD pentru alegerile europarlamentare. Așadar, chiar și așa, cu toată lupta sa cu sistemul tradițional, George Simion i-a oferit un loc eligibil și l-a pus chiar în fruntea listei aur pentru Parlamentul European pe un politician care avusese mandatul ștampilat de PSD. De asta spun, George Simion ar trebui să se uite atent până să se confrunte cu rivalii din politică, la oamenii cu care se înconjoară, pentru că Diana Șoșoacă și Cristian Terheș vor rupe decisiv din voturile acestui electorat suveranist și foarte probabil îi vor bloca accesul lui George Simion în finala prezidențială. Păi da, dacă îi blochează accesul lui George Simion în finala prezidențială, crezi că nu vor fi date calculele partidelor, celorlalte partide peste cap? Adică un scenariu ideal atât pentru Marcel Ciolacu cât și poate pentru alți candidați ar fi să intre în turul 2 cu George Simion, nu? De acord, dar ăsta ar fi scenariul perfect pentru Marcel Ciolacu să aibă o finală de genul anului 2000, Iliescu versus Vadim, însă acum să fie Marcel Ciolacu versus George Simion. Însă Marcel Ciolacu ar trebui să se comporte ca un naș politic, să-i adune pe toți acești trei la o masă și să-i împace. Însă nu văd cum s-ar mai putea ajunge la o mare împăcare între George Simion, Diana Șoșoacă și Cristian Terheș, pentru că toți acești trei sunt pe poziții mari de adversitate și Diana Șoșoacă are interesul său personal foarte mare de a merge singură la aceste alegeri. Odată a reușit să depășească în nume propriu pragul pentru Parlamentul European, a ajuns în Parlamentul European, deci situația sa financiară s-a îmbunătățit considerabil pentru următorii 5 ani. Doi la mână, are o răzbunare personală, o revanșă personală de luat față de George Simion, care a dat-o afară din aur. Deci care ar fi răzbunarea mai dulce decât cea să-i blocheze accesul rivalului tău politic taman în turul 2? Și trei la mână, Diana Șoșoacă, din postura de locomotivă electorală la alegerile prezidențiale, și-ar putea tracta partidul nu doar în Parlamentul European, cum s-a întâmplat în luna iunie, ci chiar în Parlamentul României. Ori aici miza e mult mai importantă, pentru că în Parlamentul European cu 5% a avut două mandate. În Parlamentul României, cu 5%, va avea 30 de mandate. Deci gândiți-vă că influența Dianei Șoșoacă va crește exponențial. Ea ar putea fi implicată în jocurile de putere de la nivel înalt în București, în Parlamentul României, cu 30 de parlamentari. Ar putea decide, poate, trecerea unor proiecte de lege, ar putea decide căderea unui guvern prin moțiune de cenzură. Deci devine un kingmaker în politica națională Diana Șoșoacă, un rol mult mai important decât cel de europarlamentar undeva la Bruxelles sau la Strasburg. Bun. Legat de Mircea Joană, întorcându-ne la Mircea Joană, de unde rupe voturi acesta? Mircea Joană rupe voturi de peste tot.
aș spune că cel mai puțin rupe de la PSD, deși cum este... Așa? El este fost președinte PSD și fost candidat PSD la alegerile prezidențiale, ba chiar a fost și președinte pentru o noapte din partea PSD, însă să nu uităm că PSD are cel mai disciplinat electorat. Un electorat care a dus-o pe Viorica Dăncilă în turul 2 în urmă cu 5 ani, deși nimeni nu îi dădea nicio șansă. Deci, pentru electoratul PSD contează foarte mult prezentul. Aș putea spune, contează numai prezentul și numai numele candidatului la alegerile prezidențiale. Deci dacă Marcel Ciolacu este acum candidatul PSD la prezidențiale, în proporție de 90% tot electoratul PSD, 2,5 milioane de oameni, îl vor vota pe Marcel Ciolacu în primul tur și foarte puțin își vor pune problema dacă Marcel Ciolacu este potrivit pentru funcția de președinte al României sau dacă nu cumva Mircea Gioană poate juca un rol mai important pentru România pe plan extern din postura de șef al statului. Deci, cred eu, Mircea Gioană rupe cele mai puține voturi de la PSD. În schimb, rupe din această zonă a electoratului mai elitist, mai mofturos, mai educat. Rupe voturi de la PNL, rupe voturi chiar de la USR, va rupe și o parte din voturile AUR a unor români care s-au săturat de partidele tradiționale și care se îndreaptă către această către acest tip de candidat cu un profil mult mai bine conturat în ceea ce înseamnă politica externă. Știm, Mircea Gioană poate să vorbească și pe limba generalilor NATO, poate să vorbească și pe limba marilor politicieni din Europa și din Statele Unite, dar e capabil să susțină discursul și să convingă chiar și o parte din electoratul AUR cu mesajele sale naționaliste. Deci, din acest punct de vedere, Mircea Gioană va rupe câte puțin de la PSD, va rupe ceva mai mult de la PNL, USR și AUR și e foarte posibil să scoată la vot oameni care, în deopște, sunt sătui de partide, nu vor să aude de partide, deci de clasa politică în general, dar care se mobilizează pentru un singur scrutin, pentru cel prezidențial și atunci când se duc la vot, preferă să pună ștampila pe un independent sau pe un candidat antisistem. Și sigur, dacă Mircea Gioană va reuși să convingă că el nu mai are nicio legătură cu vechiul Mircea Gioană, care a condus PSD, a fost ministru de externe, a fost candidat la prezidențiale, atunci sigur unii electori vor prefera această variantă în detrimentul partidelor clasice. Bun, îți mulțumesc, Ebi, pentru intervenție. Te mai aștept la orele prânzului aici la Prima News. O să continuăm discuțiile despre, despre candidaturi și despre strategiile pe care și le fac partidele și, bineînțeles, vom mai reveni și la, la strategia liberalilor și a lui Nicolae Ciucă, care, apropo, urmează și merge pas cu pas spre nominalizarea oficială a partidului într-un format ceva mai restrâns față de Congresul Partidului Social Democrat, spre exemplu. Însă se pregătește, în acest weekend va veni și nominalizarea oficială din partea, din partea Partidului Național Liberal. S-au grăbit liberalii și Nicolae Ciucă ca înainte de acest congres să lanseze și mult discutata carte care a stârnit multe controverse de-a lungul timpului, de la banii pentru promovare până la existența în sine a cărții. Iată că Nicolae Ciucă a lansat-o în cele din urmă și a prezentat-o chiar la Prima TV în acest weekend în emisiunea lui Mircea Dinescu la Poezie și Delicatețuri și a oferit mai multe detalii celor de acasă despre această carte, cum spuneam, mult discutată. Îl avem pe finalul acestei ore alături de noi pe analistul politic Radu Carp, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația. Bine v-am regăsit! Bună ziua! Domnule Carp, cum vedeți până în momentul de față? Suntem într-un soi de precampanie, suntem în precampanie electorală. Strategiile și modul în care continuă acest an electoral, acest an electoral 2024? Din păcate, observăm că în această campanie electorală se rezumă la precampanie, datorită regulilor absurde de derularea campaniei electorale, care
frânează orice fel de imbold pentru dezbatere, pentru promovarea candidaților, și atunci candidații sunt obligați într-un fel să recurgă la aceste, cum să spun, acest substitut de campanie electorală, în care nu avem niciun fel de reguli. Deci avem perioadă în care nu avem nicio regulă, după care avem o perioadă în care avem toate regulile. Și din asta cetățeanul obișnuit nu mai înțelege nimic, din păcate, din efortul de promovare al candidaților. Da. Strategia liberalilor. În ultima săptămână s-a discutat foarte mult despre cartea asta și despre lansarea cărții, care îl prezintă pe generalul Nicolae Ciucă, mă rog, pe colonelul la vremea respectivă în timpul războaielor, a ajuns general, a ajuns șef al statului major, a ajuns în cele din urmă om politic, ministru, om politic, și știm parcursul lui Nicolae Ciucă. Poate fi o strategie câștigătoare pentru liberali? Cred că în momentul de față suntem în situația în care se va discuta din ce în ce mai puțin de această carte. Ea era devenise un fel de balast în campania electorală. Dacă nu era lansat acum și nu era pus online în întregime, ar fi prelungit inutil discuțiile pe marginea acestei cărți, care nu cred că este punctul central al campaniei candidatului Nicolae Ciucă. E doar un element de promovare, de precampanie, ca să spun așa. Deci, din acest punct de vedere, faptul că s-a aruncat din balon un balast care devenise această carte e foarte bine, din punct de vedere strategic. Din alt punct de vedere, trag linia în prezent și ce constat? Constat că avem un candidat care a devalat mai multe aspecte, mai cunoscute sau mai puțin cunoscute din viața sa, Nicolae Ciucă. Avem un alt candidat despre care nu știm foarte multe, George Simion. Nu știm, are interdicție de intrare în Moldova, în Ucraina, din ce motive. Nu prea știm multe despre George Simion. Avem un alt candidat, doamna Lasconi, care este peste tot, dar nu știm ce program are. Și de asemenea cunoaștem foarte puțin despre persoana ei. Știm că a fost jurnalist, dar o confesiune mai largă, ce a fost, ce ar vrea să devină, ce planul are, nu avem. Și în final avem pe domnul Ciolacu, care prin suprapunerea cu PSD consideră că nu mai are nevoie de o prezentare mai largă a activității sale, deși și domnia sa are multe puncte necunoscute în CV, să zic așa. Deci, iată, ne aflăm într-un paradox. Singurul candidat care a vorbit sincer despre trecutul lui este supus unui tir de întrebări din ce în ce mai persistente, dar de ce așa și nu așa? Iar ceilalți candidați despre care nu știm foarte mult, nici nu se mai pun întrebări despre ce au fost și ce vor să fie. Da, Mircea Joana a demisionat de la NATO săptămâna trecută, azi, mâine își va anunța candidatura, va închide acest cerc al candidaturilor. Credeți că funcția pe care a deținut-o la NATO a reușit să-i spele trecutul, care îl asociază până la urmă cu un partid, adică cu Partidul Social Democrat? Adică Mircea Joana acum poate vrea să cucerească Palatul Cotroceni din postura de independent, însă trebuie să ne uităm și la trecutul său. În majoritatea funcțiilor în care a fost propulsat de către Partidul Social Democrat, adică inclusiv numirea la NATO a fost semnată de premierul de pe vremea respectivă, de doamna Dăncilă. În rest, există imagini și există evenimente de partid la care Mircea Joana a fost propulsat și promovat de liderii respectivi, de la Liviu Dragnea până la, nu știu, cine a mai fost, de Victor Ponta și așa mai departe. Așa este, însă problema este că aceste distincții le putem face noi, cei care urmărim foarte atent ce se întâmplă pe scena politică. Însă cetățenii care vin la vot au deja conturat acest profil.
Mircea Gioană egal NATO, egal omul care a avut cea mai înaltă funcție la nivel internațional din partea României. Nu contează că în funcția respectivă, să zicem, nu putea avea inițiativă, că era întotdeauna pe planul 2, juca doar un rol secund. S-a creat acest profil în imaginea electoratului și Mircea Gioană n-a făcut altceva decât să-l consolideze în ultima vreme. Acum, cu ce succes vom vedea, dar în orice caz el are acest profil conturat, zic eu, destul de clar. Bun, credeți că a folosit sau folosește în continuare, va folosi în continuare Mircea Gioană NATO ca pe un soi de platformă prezidențială? Adică în mai toate mesajele și în mai toate postările, în mai toate aparițiile publice, apărea și o siglă NATO sau apărea și funcția pe care o deține, inclusiv în podcasturi sau în emisiunile TV pe unde a fost invitat. Mulți îl acuză că folosește NATO, care este o alianță militară menită cu altă menire decât să te propulseze într-o funcție la nivel local, chiar și o funcție prezidențială. Mulți îl acuză că a folosit și folosește în continuare NATO, siglele NATO, însemnele NATO. Nu va putea să folosească în timpul campaniei electorale și nici de acum înainte, dar asta nu înseamnă că nu va da anumite mesaje mai subtile. De exemplu, folosirea culorilor Alianței Nord-Atlantice, un albastru închis. Eu cred că el își va contura această campanie pe elemente simbolice. Cred că, din păcate, nimeni nu-i pune întrebări foarte simple lui Mircea Gioană. Am văzut, de exemplu, faptul că el a vrut să se impună cumva, să dea primul declarația despre dronele rusești și să expună cumva perspectiva NATO pe problemă să se consolideze ca principalul cunoscător. Însă dacă ne uităm la mesajul domniei sale, nu conține nimic. Adică, haideți să comparăm mesajul care l-a dat ministrul de externe lituanian, Landsbergis, și mesajul domnului Gioană. E o diferență de la cer la pământ. Problema e că noi nu avem un Landsbergis care să-i pună întrebări lui cea Gioană. Da. Aș vrea să mai rămânem puțin în această zonă, în zona alegerilor prezidențiale, pentru că s-a discutat mult după ultimele rânduri de alegeri pentru europarlamentare și locale că, și bineînțeles văzând rezultatele alegerilor, părea că se conturează un an al independenților. Imediat refac colegii legătura cu Radu Carp. Și ultima întrebare a acestei ore, acestei prime ore a dezbaterilor Prima News, ar fi dacă poate fi pus scenariul independenților din alegerile locale și europarlamentare și la un nivel mai înalt, da? la nivelul președinției. Adică poate fi un an al independenților inclusiv în alegerile prezidențiale? Aici cred că ar putea fi o întrebare la care am putea răspunde. Și bineînțeles pentru alegerile prezidențiale cam ai nevoie de un mecanism de partid, ai nevoie de anumite lucruri. Bun, doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, revenim după aceea cu răspunsul. Ne-am întors în direct, titlurile orei 13, început de săptămână cu emoții pentru aproximativ 3 milioane de elevi și pentru părinții lor. Ca întotdeauna de la ceremonii nu au lipsit nici politicienii. Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni în discursul rostit la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Mihai Viteazul din Capitală
că educația este temelia pe care se construiește viitorul unei națiuni, iar cadrele didactice sunt arhitecții acestui viitor. La rândul său, ministrul educației Ligia Deca transmite un mesaj împotriva violenței. Școala aparține comunității, convingerea mea este că victorile nu pot fi doar individuale, ci pentru o schimbare profundă și de durată. Dialogul este cheia. Trebuie să fim uniți împotriva oricărei forme de agresiune, a afirmat ministrul, anunțând finalizarea formalităților pentru ca proiecte de 2,2 miliarde de euro pentru educație și formare profesională să poată fi realizate cu fonduri europene. Noul an școlar va avea 36 de săptămâni, 5 module și 5 vacanțe, între care așa numita vacanță de schi în februarie, care este diferită în fiecare județ. Chiar dacă nu a fost prezent la nicio unitate de învățământ, cu ocazia inaugurării anului școlar 2024-2025, premierul Ciolacu a afirmat la începutul ședinței de guvern că cel mai important subiect este începerea anului școlar. Momentul aduce și probleme legate de trafic în marile orașe, în mod special în capitală. Voi convoca în următoarele zile o întâlnire la guvern cu primarul general Nicu Șordan, cu primarii de sectoare și cu miniștrii implicați, transporturi, energie, educație, dezvoltare și nu în ultimul rând interne, a afirmat premierul. Balanța externă a României începe din nou să se dezechilibreze. Exporturile României au scăzut cu 0,9% în primele 7 luni la 54,5 miliarde de euro, iar importurile au crescut cu 2,7% la aproape 72,6 miliarde de euro, arată datele Institutului Național de Statistică. Weekend agitat la granița de est a României, NATO condamnă încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia, deși nu avem informații care să indice un atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților. Aceste acte sunt iresponsabile și potențial periculoase, a scris pe rețeaua X Mircea Joană, secretarul general adjunct demisionar al NATO. Seceta produce din ce în ce mai multe probleme, nu doar în agricultură. Traficul este întrerupt temporar în punctul de trecere a frontierei de la Bechet, bacul care face legătura între cele două maluri ale Dunării, fiind oprit din cauza debitului scăzut al fluviului. Poliția de frontieră le recomandă celor care trec granița spre Bulgaria să se îndrepte către alte vămi. Rămânem la conflictul declanșat de Moscova. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că în timpul unei întâlniri cu o delegație a Congresului SUA pe care a avut-o în Italia, că a discutat anumite detalii ale planului său de victorie pentru Ucraina, iar planul său va fi prezentat integral în această lună președintelui SUA Joe Biden, precum și candidaților prezidențiali Donald Trump și Kamala Harris. Calea spre scăderea nivelului poluării este unul anevoios și se lovește de numeroase obstacole. Ca atare, țările Uniunii Europene iau în considerare amânarea cu 20 de ani a introducerii taxelor în blocul comunitar pentru carburanții poluanți pentru aviație. Măsura va fi luată deoarece statele din Uniunea Europeană urmăresc un progres în ceea ce privește reformele fiscale care au fost negociate de ani de zile fără rezultat. Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor privind impozitarea energiei în 2021 pentru a le face mai ecologice, inclusiv prin introducerea treptată a taxelor pe carburanți pentru aviație în blocul de 27 de țări. Continuăm cu sport. Nou meci important pentru naționala condusă de Mircea Lucescu. Partida România-Lituania din runda a doua Nations League se joacă de la 21:45 și va fi transmisă în direct pe Prima TV și informat live video pe site-ul primasport.ro. Naționala României vine după debutul excelent în grupa a doua din Nations League cu 3-0 cu Kosovo în deplasare. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Astăzi, în sudul Banatului, va fi vânt cu viteze de 50-60 de km pe oră. Meteorologii anunță că mâine vor fi precipitații abundente în mai multe zone, fiind emisă o atenționare cod galben. În sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei, precum și în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, vor fi averse însemnate cantitativ. Mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat, conform ANM.
Doamnelor, domnilor, discutăm pe începerea școlii și nu numai, și teme economice. Împărțim această parte a dezbaterilor în două. O întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă, ca de fiecare dată. A început școala. Ce v-a schimbat față de anul trecut? Așteptăm părerile dumneavoastră. După o scurtă pauză, revenim la dezbatere. Doamnelor, domnilor, am revenit în direct. Începe, de fapt a început școala, așa cum eram obișnuiți. Din prima zi de școală n-au lipsit politicienii și discursurile politicienilor, cu atât mai mult încât vorbim despre un an electoral și fiecare vrea să iasă în față cu diferite declarații și cu diferite luări de poziție pe această temă importantă, pe educație, da? Din nou se discută despre România educată. Acum vrem să vedem cu ce provocări și cu ce schimbări vine noul an școlar. Și pentru asta îl avem pe fostul președinte al Federației de Părinți, al Asociației de Părinți, Iulian Cristache, actualmente consilier și până la urmă expert în politici educaționale. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Parcă n-ați spune expert în politici educaționale, chiar dacă 8 ani de zi am făcut parte din toate comisiile de la nivelul Ministerului Educației și nu numai. Eu cred că vă pricepe, dar am mai făcut emisiuni, adică vă pricepe și pe zona asta de politici educaționale. Categoric, da, pentru că am făcut o mulțime de amendamente la legislație, la legea 198, am avut ca federație 300 de amendamente, aproape toate acceptate. Bun, începe școala. Ceva schimbat anul ăsta față de anii trecuți? Schimbări majore nu sunt, din păcate, și aici nu o să intru pe acele contre la nivel legislativ, acele camere de detenție, cu, eu știu, cu partea de matriculare și așa mai departe. Eu mă refer la niște schimbări de fond care ar trebui să le avem în sistemul educațional, astfel încât să aproape majore. Pe de altă parte, am citit un mesaj de aseară pe rețeaua de socializare prin care am atras atenția că schimbarea o facem noi. Pe de o parte, familia, părinții, elevii și pe de altă parte, profesorii. Apelul meu era la modul în care fiecare ar trebui să facem ceea ce ne dorim să facă ceilalți. Pentru că sunt numeroase dezbateri pro și contra, nu numai cu rețele de socializare, ci și cu opțiuni, cum și emisiunea dumneavoastră, unde, din păcate, observăm că sunt profesori împotriva părinților, sunt părinți împotriva profesorilor, elevi și așa mai departe. Dacă tot vorbim de educație, cred că ar trebui să învățăm să ne temperăm și să încercăm să colaborăm împreună și, da, unde sunt situații extreme, pentru că aici este o mare problemă. În general, dacă apare, eu știu, o problemă majoră, se generalizează. Fie că vorbim de o problemă în rândul profesorilor sau probleme în rândul familiilor, se generalizează și nu este absolut deloc în regulă. Avem copii care se duc la școală cu gândul de a învăța, responsabili și sunt susținuți puternic de către familii, părinți care participă la ședințele cu părinți, părinți care se implică în viața școlară, cum de astfel avem și profesori care, într-adevăr, iubesc copiii și care... Unii dintre ei, în urma unor generații, au reușit să producă pentru societatea românească niște profesioniști în diferite domenii de activitate. Da. Îl ascultam la începutul ședinței de guvern pe premierul Marcel Ciolacu, care a vorbit, evident, și pe deschiderea anului școlar, și face apel către Nicușor Dan, către primarul Capitalei, dar și pentru primarii de sectoare plus miniștri să rezolve problema traficului. Și nu doar în Capitală este această problemă, dacă ne uităm și la Cluj. E una din greutățile cu care vine noul an școlar pentru ceilalți care au terminat